Salut a toți și bine v-a regăsit la un nou episod. Astăzi cu destule eventuri, printre care și chestia asta frumoasă de sus de aici, care sare în evidență de la vreo 10 km și pe care evident îl vom apăsa. Deci este încă un event de data asta în tematică box sau na KO, cum mai scrie și aici. Și scopul principal al eventului este evident să te joci. Pentru că jucându-te vei putea să acumulezi diferite chestii la daily, cum ar fi daily login-ul care se resetează în fiecare zi și alte trei misiuni care sincer sunt foarte simple și mă gândesc cum de ne-au dat misiunile astea așa de simple, adică fix nouă pentru asta, adică... Și acum să trecem și la partea mai interesantă, adică evident ceea ce se vede. Păi practic tu ești aici și aici este oponentul. Pentru a bate oponentul va trebui să te folosești de aceste trei, nu știu cum se numesc, mutări sau așa cum scrie și acolo, fiecare mutare necesită un anumit număr de, nu știu cum se numesc, centuri. Centura albastră pentru a da 10 damage oponentului, dar acum vine și partea și mai interesantă, faptul că și oponentul poate să-ți dea ție damage și sincer... Decât să dai 10 damage, mai bine mai aștepți. Și pentru 2 centuri poți să dai damage inamicului între 15 și 25. Este puțin accesibilă, să zicem că asta este mai rezonabilă. Și ultima, care este cea mai cea, adică între 50 și 80, folosind o centură portocalie, care e centură portocalie, poți să obții numai dacă bați un inamic, ceea ce sincer e prea ușor. Și acum probabil vă întrebați, ok, și după ce am bătut-o, am câștigat jocul sau... Ei bine, da și nu, pentru că mai sunt încă alte 6 nivele sau alte oponente, să zicem. Așa cum se vede și aici, se află un număr de oponenți, pentru că era prea simplu cu un singur oponent, pe bune acum. Fiecare oponent are aceeași viață ca și tine, însă partea bună este că după ce bați fiecare oponent, o să ți se regenereze și ție viața, astfel făcându-se full și să fii pregătit pentru următorul și următorul și următorul și următorul. După cum vedeți și aici, eu sunt la oponentul cu numărul 4 și după ce o să-l bat, o să urmeze 5-ul, 6-le și 7-le, pentru că la 7 se oprește. Sper. Însă, drept motivație pentru fiecare oponent bătut, ai și niște cutii, să zicem, în funcție de numărul oponentului. La oponentul slash oponenta cu numărul 1 vei primi cutia asta verde, care sincer este cam cea mai inutilă. Și cutia devine mai bună în funcție de oponentul la care te situezi. Spre exemplu, după ce o să fii la 4, o să primești cutie de 4, după aia la 5 o să primești tot cutie de 4 pentru că ar fi lipsă de respect. Și la 7 primești cutie pentru 7, presupun că, na, aici este un backpack și ar fi frumos să... Știți, să-l luăm cu toții. A, da, și bineînțeles, după ce bateți toți cei 7 oponenți, o să puteți să luați costumul pe fată, care este chiar același costum cu care vă duelați. Deci, teoretic, vă duelați cu costumul pentru a lua costumul. Și acum, pentru că ar fi lipsă de respect să vă las așa să vă uitați, o să dăm totuși un spin de ăsta de 2 centuri și vedem că îi dăm 25. Ea o să ne dea 17, nu-i chiar... nu e chiar un deosebire de ce poate de fapt să ne dea, 23, ok, foarte bine și... am înțeles, hai să le oprim aici puțin. Și pe lângă toate astea se mai află și un mic premiu pe data de 24 aprilie, începând cu ora 5. Vom putea să luăm această placă, care sincer și efecte și aspect, eu zic că e chiar rezonabil. Însă partea bună este că nu se află doar pentru 24 aprilie, pentru că se mai află puțin și pentru 25, ca să fie o zi completă. Deci puteți și până la 25 a 4, ora 4:59. În cazul în care n-ați reușit în ziua 24 să luați placa. Știi ceva, dacă toți suntem aici, hai să mai dăm câteva spinuri, poate cu ocazia asta o să dăm puțin damage. 23, ok, 10, hai că poate o batem doar din de-astea. 20, bă, dă ceva, ok, 5, m-am speriat puțin când am văzut că a ridicat puțin pumnul sus. Și 24, bă, dă chiar ok damage, adică, 22. Hai, dă-i acum încă un 20 și ceva, bun, și cam aia a fost, acum o să fie 20 degeaba, pentru că eu am trecut mai departe, 16, și o să iau cutie de 4, care o să ne dea... merge. Oh, dar ce onoare, acum mai sunt încă 3 oponenți, yay! Deci da, cam așa merge eventul și haideți să trecem mai departe. Păi, mai departe ce să zic, avem frumos aici un top-up, din păcate puțin cam sărăcăcios, pentru că este în tematica cu Diamond-ul, însă cred că... ceva la colecție nu strică. O luăm de început cu 300 de diamante pentru lootbox-ul ăsta, care să zicem că merge, adică are un aspect mai diferit, nu știu, adică... După care continuăm cu o grenadă la 500 de diamante, care sincer, da, nu știu, arată puțin mai deosebit față de orice... Da, față de orice grenadă. Acum sunt foarte curios să aflu ce efect are, pentru că la cum arată mi-e cam frică să nu văd ceva care explodează sau niște dinți care crânțănesc sau... Dar lăsând asta deoparte, trecem și mai departe cu un nou Faded Wheel, din păcate puțin cam...
Puțin cam bine pe prețuri, ce să zic, am revenit la niște prețuri mici, în care se află aceste două minunății, adică un sniper pe Glu care dă range și armă penetration și scade movement speed. Este... nu pot să zic că e chiar bun, pentru că mai este și celălalt care dă ceva mult mai bine decât ăsta. Nu mai știu, damage cu reload speed sau ceva, în fine, ideea este că dădea ceva mult mai bine. Și mai este și Thompsonul ăsta care dă 1 rate of fire, 2 magazine și scade reload speed. Aici... Să zicem că e ceva mai bine. Totuși, nu cred că merită 3000 de diamante sau cât ar trebui să se adune în total. Da, cam 3000 pentru că vine 1000, 2000, 3000, cam pe acolo, 3000, 2900, ceva de genul. Dar dacă nu vrei să iei Thompson-ul, avem și altceva pentru tine. Mai este costumul ăsta făcut din 3 bucăți, adică bluza asta care din păcate nu acoperă vesta, ce să vezi. Acești minunați papuci Gucci pe care nu o să-i mai vedeți nicăieri, deci mai bine să-i luați, adică mai bine să-i luați, da. Și evident ceea ce vrea să ia toată lumea, adică pantalonii care sunt o retextură la niște pantaloni ceva mai vechi, însă ăștia arată, da, ceva mai bine. Hai să zicem că asta a fost o pretextură cât de cât reușită. Mai departe este ăsta. Da, e asta. Da, ce să zic, statul ăsta în casă ne-a făcut să ne facem și animale de companie din cartoane. Na, din păcate nu sunt chiar cele mai reușite costume, poate chiar printre cele mai șalnice sau cele mai ciudate, dacă pot spune. Totuși, pe lângă costume se află ceva mai multe chestii interesante, cum ar fi rumul, care acum, ce să vezi, puteți să luați și rum de la chestia asta, tichetele care erau și înainte și aparent și Magic Cube, care sunt conștient că nu o să pice la nimeni și dacă pică, aoleu, ce șansă ați avut să luați. Și evident și niște cutii inutile. Hai să dăm un spin acum, poate pică, na, poate iau Magic Cube, mai știți, adică nu știu, cred că o să iau, da, o să iau tichet la Diamond, bă, e bun și asta la colecție. Oh, dar vai, oare cum arată costumele? Păi, dacă erați curioși, mai bine să nu mai fiți pe viitor, nu știu. Nu prea cred că are rost să iau ceva de aici, pentru că oricum nu o să port, însă voi dacă v-au picat blueprint-uri sau pietre și nu puteți să vă abțineți, ce să zic, asta e acum, dați-le. Singurul lucru la care chiar sunt bune să zici că merită este faptul că îl poți lua și pe băiat și pe fată, însă, din nou, nu prea cred că vrei să-l joci dacă nu joci tot bundle-ul, pentru că altfel chiar arată foarte ciudat. Nu știu, poate capul și pantalonii sunt singurele chestii purtabile și fără să pui tot costumul, că în rest nu prea știu ce să zic. Nu prea știu cu ce ai putea să combini astea, în primul rând. Sau na, poate acum vrei să combini și tunica de 5 tone, să o pui cu, nu știu, masca din Elite 1. Nu prea o să arate bine. Nu o să arate bine, vă zic eu. Înainte de Free Fire, după Free Fire... Oh, hai să trecem mai departe, că nu, așa nu se mai poate. Între timp a apărut și un nou tip de event, nu știu, cel puțin eu n-am mai văzut tipul ăsta de event până acum la noi. Se numește Fever Store și este un magazin puțin mai special din mai multe motive. În primul rând, faptul că acum putem să primim garantat ceva ce chiar o să dea bine pe joc. Și pe lângă coasă mai este și costumul, care este ceva mai special. Nu cred că n-am mai văzut până acum vreun tip de costum ceva asemănător cu ăsta. Poate măștile, da, costumul în sine, nu prea cred. Și evident restul de premii care sunt inutile, ca de fiecare dată. Și să ne uităm de asta, care este un nou skin pe katana care a venit la frumosul și nenumăratul event de spar diamante, cum ne place nouă. Aici presupun că știți regulile, trebuie doar să dați spinuri și în funcție de numărul de diamante pe care îl dați, o să primiți și mai multe și mai multe premii de aici. Și evident la un moment dat și katana, care după cum scrie și aici, puteți să luați din 1000 de diamante. Bine, 1000 de diamante dacă vă prică prima, că dacă nu... 1000 de diamante mai târziu și după aia mai târziu și după aia. Și un ultim event care ajunge să te pună în dispoziția de jucător foarte, foarte tryhard și mai departe tot așa, este Glory for Survivors, care este un fel de regional battle, dacă stau să mă gândesc, însă cu ceva îmbunătățiri. Când veți intra în event, vă va pune să alegeți între cele 5 personaje care sunt arătate și aici. Na, acum bineînțeles, ajungeți să alegeți ce vă convine vouă, ce vă place vouă, după care totul ajunge să ia o cu totul altă întorsătură, pentru că se află nebunia asta și te gândești unde să apeși și unde nu. Însă nu este grabă, pentru că nu este chiar așa de greu. Deci în primul rând este aici jos Redeem Cord și Personal Milestone, ambele te duc în același loc, deci nu prea contează. Aici regulile se schimbă puțin, pentru că tu ești cel care poate să ia chestiile astea jucându-te și evident cu cât te joci mai mult, cu atât vei primi premii și mai interesante, cum ar fi la ultimul nivel Dragul Novu ăsta, de care sunt chiar curios ce dă. Dar până acolo mai sunt și alte premii, cum ar fi cele de aici și evident tichetul ăsta la care am dat claim. Dar pe lângă puncte mai este și opțiunea de a invita prietenii pentru a face și mai multe puncte și evident dacă voi nu știți ce cod să puneți și vreți să băgați un cod, aveți aici codul BAIEFKGA, trebuie să-l băgați aici și
Cam aia a fost. După ce faceți suficiente puncte încât să luați toate primele de aici, puteți să vă axați și pe leaderboard, unde se află ceva mai diferit, o poveste puțin mai specială. În leaderboard, așa cum se vede și aici, se află rangul vostru local și global, adică unde vă situați în România și unde vă situați în lume. Acum însă, competiția pentru care voi veți fi nevoiți să concurați va fi evident leaderboard-ul, care o să vă dea câteva avantaje pe viitor. Deci, în primul rând, se află playerii din leaderboard, fiecare cu câte puncte a avut, kill-uri, buiauri, mission point-uri, toate. Și dacă vă întrebați de ce apar și alte echipe în afară de echipa voastră în care v-ați băgat, este pentru că echipele astea concurează pentru ceva și mai special. În primul rând pentru că se joacă și în al doilea rând pentru faptul că cei 1000 de player care se mențin în top vor putea să aleagă unul dintre cele 3 skin-uri pe care le vedeți acum și pe ecran, unul pe USP, unul pe sniper și altul pe Thompson, și totuși nu scrie nimic de statistici, ceea ce o să fie și mai interesant. Însă pentru că s-au gândit și la restul, echipele din celelalte facțiuni și ceilalți playeri vor putea să aleagă o parte din tot costumul ăsta, însă echipa care va câștiga, adică Alok, Moco, astea, vor lua tot bundle-ul, ceea ce este o competiție, pentru că dacă n-ai ales echipa bună, asta e acum, te mulțumești cu restul. Și bineînțeles, aici se află topul pentru câte puncte poți lua per kill, buia, invite friend și daily mission pentru a te duce cât mai sus, și se pare că acum topul este 19.000, deci da, nu știu, pentru cei care se joacă și n-au ce să facă, acum s-ar putea să aibă motiv să se joace. Și cu astea fiind spuse, cred că am terminat cu toate. Acum ceea ce a rămas în sfârșit de făcut este evident să dăm meciurile, meciuri pe care le vom da la CS pentru că un nou sezon de CS a început, adică sezonul 6, care începe destul de în forță cu niște schimbări și aici. Acum, în funcție de numărul de steluțe pe care live vei primi un nou aspect, cum se vede și aici, și evident și asta, care este, e ceva, adică pe lângă nimic ca înainte, e mult mai bine. Și dacă vă întrebați ce este, păi așa cum scrie și aici, în funcție de câte heroicuri vei obține pe viitor în rankurile depărtate, adică, nu știu, 7, 8, 9, numărul de heroic va fi updatat, adică în loc de 1 va arta 2, după aia 3, adică pur și simplu sezonele de heroic pe care le-ai avut. Și se va aplica regula asta și la rank începând de sezonul viitor, adică peste vreo 2 săptămâni, cred. Deci, așa cum am zis, este timpul să dăm frumos meciurile pentru a ne duce cât mai departe. Bun, ia să vedem ce avem noi pe aici, avem avem mai diamond, ok. Prea sus. Prea departe. Așa cum aș da meta, am înțeles. Ok, puțină grijă. Uite, am picat pe pe multă master, acum am văzut. Hai mă. Hai că dau mâine. Aoleo. Nu. Hai mă, odată. De ceva? O să mergi puțin prin casă dacă voi se slabi, asta e, se mai întâmplă. Dar nu vreau să intre deloc. Bă! Mă bat ăștia. Doamne, ce ai mei ce fac, mă, nu veni și voi. Dă-i, nu lăsa, nu! Bună, își dă med, poate apucă să... Poate apucă să nu fie prost. Hai, nu. Aoleu, da, ce ziceam, cum adică, să nu dea el finish? Ia mă, și ăsta ce vrea să facă de noi și acum că un clave ce râdea. Și? Uite, știu că ăsta ratează bine, mă. Doamne, ce joacă ăștia cu blocul și vine prin spate. Ia, l-a văzut? A, spate cu el. Aoleu, 2 cu blocul, 2 cu M500, oare care câștigă ăsta? Care vrea să... Mă, are și glol, foarte bine, hai, 18 în cor, foarte bine, da. Hai că poate să-l bată, cred în el. Sunt foarte încrezător în el, sunt foarte pregătit să văd cum o să-l bată pe acest băiat numit nu știu ce nume are, de apă că-și dă med. O, îi dă cu clau, oare, nu? 15, foarte mult corp, damage, corp. Aoleu, M500, nu-i bine cu M500-le. Dă-i acolo, bravo, ia, spar vesta. Ce armă seamă, hai că iau MP-ul totuși. Parcă MP-ul merită pe mapa asta decât MP5-ul și să dau puțin în corp, lasă. Am, poate acum reușesc să fac și eu ceva, că runda trecută a fost jalnic, ce pot spune, a fost foarte bine. Ia uite pe ăștia prin stânga, ce faceți mă acolo? Hai că am pus așa două gloanțe. Și două gloanțe și la ăsta, bine, unul în cap, unul cor, dar nu contează. Ăla care vrea să... Bun, și mai este ultimul care este în... Ah.
Ăla-i mă, ăla-i, gata, acum mă simt mai bine, gata, am făcut quadra kill, hai să mai repetăm asta de vreo câteva ori și gata, e totul bine meciul ăsta. Acum ce să iau, hai că iau vestă cască, asta, bun, hai, acum e puțin mai bine, am dat să opri și stă. Ok, unul s-a dus, hai repede, hai să pușăm, hai să pușăm, hai să pușăm. Mai repede dacă se poate, așa. Ok, unde sunt ultimii doi? Unu... Ah, mai este unul, cred că sus în hambar. Nu știu de ce, dar ceva îmi spune că este prin... Na, ce ziceam? Ce ziceam? 3, 2, mi-a apărut bine. Ce? Asta e acum ce să-i faci. Hai că luăm scarul, că altceva... Ok, și cam atât. O văzut unul care vrea să treacă. Păcat că nu pot să trag pe partea asta sau... Ah, hai, puțin acolo am tras. Aoleu, ce a făcut? Nu, 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 nu. Voi ați de grenadă? Nu, lăsați-mă. Lăsați-mă, stau bine și fără grenadă, da, cum să nu. Și-a pus și el glul, mamă, mamă. Mă, n-ai cum așa ceva. Bine că le-a trebuit lor zonă, papă, ce să zic. Hai că iau pe paruzeciu și... un glul ca la sărace, asta-i. Acum, na, dacă ăsta-i buge. Și-a dat chrono. Hai, Daniel, Daniel, dă-mi push, dă-mi push, dă-mi push. Dacă puteam eu să dau. Bine că se duce pe lângă cap. Ia că pun eu glul aici, frumos. Aoleu, care Wukong-ul ăla și se ia ținta de pe el. Și așa-l bate și pe al patrulea și 3, 2, a, era al treilea, nu contează. Ce de minun poate să facă un caracter și o să-i vină 3, 2... Pă bune, cum l-a văzut? A, ia uite-l cum fuge. A, acum îl știe. Da, da, n-avea cum aici să scape. Ce armă să iau aici? Hai că iau, na, hai că iau iar un MP-ul, că n-are rost să consumi iar banii gluri și atât, hai, repede. Știi ceva? Dacă tot avem case, măcar să le folosim. Hai, cuțu, cuțu, care este pregătit să... Pare ție că am milă de gluri. Și vestă și tot ce contează. Adică mă scuz pe mine, când ai Wukong-ul, ce? Mai contează unde dai? Hai că a fost și MVP, e bine. Măcar MVP-ul dacă restul n-a fost cum am vrut. Unul s-a dus mai departe. Acum suntem pe Kalahari. Mă, să vedem, poate măcar aici avem ce să facem. Că pe restul mapelor cam greu. Mamă! Ok. Acum se înțelege. Nu, nu, iar mai arăna. Mamă, cum a fost asta. Hai, salut, uite, 11 HPV, sunt prea bun. Și ce armă să-mi iau acum? Hai că-mi iau totuși MP-ul. Că MP-ul, parcă MP-ul dă cel mai bine dintre toate. Astea mai ieftine acum. Puțină grijă. Puțină grijă, am zis, nu mai multă grijă. Aoleu, s-a băgat după aia, ok. Hai, să scoată puțin. Puțin mai mult, știi ceva? Mai bine facem noi așa. Fie rar. Ok, și tu? Ce păzești acolo? Ok, în corp din păcate, asta este, ăla care este knock. Hai, du-te-ți de revive, du-te-ți de revive. Oh, nu vrei? Mă, știi ceva, măcar revive să dăm dacă tot altceva nu putem să facem. Și, ok, s-a ocupat ultimul. Ok, meciul ăsta văd că... ăla are 0 damage, am înțeles. Hai, că stăm tot cu MP-ul, că parcă n-are rost să consum bani pe alte arme momentan. Hai să le păstrăm pe astea. Acum, partea proastă la zona asta e că... nu prea se vezi pe astea să iasă momentan. O să... ori stau pe sus, ori... Aha, ce ziceam? Bine, îl scutim pentru că, na, ne cunoaște și nu, n-ar fi frumos din pa. Vorbe serios. Aha, uite tu știi ce meriți tu? Finish! Cumva de aplauze? Ia uite-le.
Și eu acum ce ar trebui să fac? Nu prea înțeleg. Bă, mi l-a bătut. Bă. A, s-a dus el în zonă. Ok, și ok, a făcut double kill. Na, ce să zic? Așa meciuri să tot ai. Nu, nu, lasă glurile, lasă glurile. Oh, bun, mersi. Ia uite ce de trade-uri pe aici vrea. Vrei XMOF, tu vrea. Ok, să vedem ce armă să cumpărăm. Dacă îmi iau ce vrei, te vrei? Hai, ia tu MP-ul. Sau lasă. Ia uite pe Stella ce furioasă stă Stella. Ai grijă că poate cine știe cum îți iei cap de la acest mascul care stă foarte feroce după geamul ăla. Într-adevăr, cred că s-a jucat la foarte multe turnee din moment ce știe strategia asta și mamă ce urmă mi-a tras MP-ul. Hai. Hai din nou. Pentru că ești și pentru că vrei să vin bază, hai. Hai, aștept. Aha, e bine. Nu, 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 nu! Aoleu, am uitat, doamne. Nu, nu trage, nu, 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 nu! Ei, alo! A, fira. Ai, ce era să-mi ia granata. Dar n-ai mă cum, că dacă vrei să te uiți în stânga, crezi că vine ăla, dacă vrei să te uiți încolo, crezi că vine ăla altul. Ok, tu, ce de gând să faci? Aha, da, e bine, am vrut să fac aia, chiar am vrut. Ah, da, de ce nu? De ce nu? Da, tot avem cronul, măcar să-l folosim. Bine că ai și glual, ce să zic. De ceva, dacă tu n-am apucat să fac nimica. Da, nu contează. Hai să ieșim mai repede că nu-mi place ce se întâmplă aici. Ok, și cred că cam atâta o să fie și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut, sper că v-a făcut să vă simțiți bine și dacă nu, și mai bine și dacă nu, și mai. Da, deci cum ziceam, sper că v-a plăcut, sper că v-a făcut să vă simțiți bine și tot ce trebuie. Nu uitați ca de obicei să apăsați pe acest buton de like dacă v-a plăcut și vreți să îl susțineți. De asemenea, nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce vedeți. Și nu în ultimul rând, nu uitați să dați un share la prietenii voștri care se joacă și când auzi de mine. Iar noi ne vedem data viitoare.